Începând de luni, tinerii luptători de greco-romane de la CSM Dunărea Giurgiu pot exersa cele mai dure lovituri pe un manechin nou-nouț. Astăzi v-am adus un prieten. Și cum îl botezăm? Mitică, e bine? Mitică, așa. Sau Ion, cum îi spune? Cum l-au văzut pe Mitică, luptătorii l-au și luat la trântă. Viața e grea în ring, iar manechinul trebuie să se obișnuiască. Astăzi, domnul președinte, domnul profesor Puiu Adonis, le-a făcut o surpriză plăcută, le-a făcut cadou un material didactic foarte important pentru însușirea procederilor de lupte, un manechin foarte bun, manechin pe care l-au botezat ei imediat Mitică. Noul prieten al sportivilor îi va ajuta să se pregătească pentru meciurile oficiale fără să îi accidenteze. Sunt anumite procedee care implică o anumită doză de risc, de risc de a te lovi, de a te accidenta. Și atunci învățarea procedurilor cu manechinul evită traumele la sportive, evită accidentarea. Florin Antonescu și-a adus aminte de primul său manechin care l-a folosit pentru a se antrena. Acel manechin l-am găsit în urmă cu 35 de ani în această sală. A fost adus de către primul antrenor de lupte din Giurgiu, maestru emerit al sportului Victor Popescu. Înainte de venirea lui Mitică, luptătorii l-au uzat pe predecesorul său, care acum a ieșit la pensie. Avem un manechin dar care l-am folosit în ultimii 2 ani, dar nefiind nou atunci când l-am primit și noi, este uzat. Se impunea achiziționarea unui manechin de lupte, pentru că, dacă observați, sunt 48-50 de copii care zilnic sunt prezenți în sala de lupte. Cel mai celebru manechin din lume este Buster, vedeta show-ului Mythbusters, dar care are altă meserie față de Mitică de la Dunărea Giurgiu.